Bună ziua, dragii mei! Sunt Arutela, însă de asta dată vin în fața dumneavoastră, sau mai bine zis, stau în spatele camerei. Am o carte pregătită și eu sunt pregătită sufletește să împărtășesc cu voi niște lucruri mult mai profunde decât poate v-ați obișnuit să ascultați pe acest canal, deși mă strădui să vin cu interpretări măcar mai altfel. Acest canal nu și-a dorit să se fixeze doar pe etalări de tarot. Și-a dorit mai mult și sper, sunt convinsă că pas cu pas voi reuși să împărtășesc măcar o parte din lucruri pe care mi le doresc să vi le ofer. De asta dată o să vin cu o serie de lecturi spirituale și mai ales pentru cei care poate nu aveți timp, dar vă doriți. Nu zic că eu aș avea mai mult timp, dar iată, am renunțat la alte activități să mă apropii de o zonă care mi este dragă și mă reprezintă cu mult mai mult decât ceea ce vedeți voi că fac lunar pe acest canal. Am început o carte care mi este foarte dragă, deja a devenit una din preferatele mele. Probabil că o să continui. Dar despre ce e vorba? Este vorba de o interpretare mai specială a Apocalipsei. Și da, este un subiect pe care mi-l doresc să-l dezbat din multe puncte de vedere cu voi. Și asta pentru că Tarotela vrea să participe la această transformare colectivă necesară în aceste vremuri, mai ales până în 2020, poate și după. Și încercăm lucrarea să o facem împreună. Pentru cei care nu aveți timp să citiți, încerc să vă citesc eu, să vă șoptesc la ureche, sau eu știu, să vă susțin în transformarea voastră. Cartea aceasta este scrisă de un maestru deosebit, Omram Ivanhoe. Este de origine bulgară, a trăit în Franța, are o carieră strălucită. Dar aș începe cu un comentariu de-al dânsului la această carte. El spune așa: Există numeroase interpretări ale Apocalipsei, dar eu cred că nici una nu a găsit încă tot adevărul. Baza. De ce? Din mai multe motive. Dar mai ales pentru că în loc să se vadă în această carte esențialul, adică descrierea elementelor și a proceselor vieții interioare și a vieții cosmice, s-a căutat recunoașterea unor personaje, țări sau evenimente istorice. Fac o paranteză. Știți bine că prefer să vorbesc despre o carte ca despre o energie și mai puțin ca despre un personaj, pentru că nu este bine să ne fixăm pe idei fixe, ci pe energie. În fine, trece. Din acest motiv s-au făcut greșeli în privința celor patru cavaleri, a fiarei cu 10 coarne, a femeii încununate cu stele, a marii desfrânate, a noului Ierusalim. Chiar eu v-am dat interpretarea unora dintre pasaje, dar trebuie să știți că nu veți primi nicio binefacere dacă nu ați lucrat încă de la început să puneți bazele adevăratei vieți spirituale. Pentru că toate aceste simboluri nu trebuie să le înțelegeți în mod intelectual, trebuie să le însuflețiți în voi. Și atât timp cât nu ați făcut în voi o lucrare prealabilă de purificare, de stăpânire de sine și de înălțare interioară, veți rămâne în afara minunilor Apocalipsei. Și am subliniat minunilor pentru că Apocalipsa este văzută adesea ca o mare nenorocire, însă mai rar ca o minunăție. Încep prima lectură cu primul capitol, Vizită la Patmos. Îmi place foarte mult cum se exprimă domnul Ivanhoe, sper și vouă. Încep citirea. Eu aș dori să vă iau astăzi cu mine să revedem un ținut
ce a încântat atât inima mea, cât și inimile tuturor prietenilor care mă însoțeau. Da, aș dori să ne plimbăm într-un ținut foarte îndepărtat de aici, un loc binecuvântat. El se numește Patmos. Patmos este o insulă greacă, dar ea este situată mai aproape de Turcia decât de Grecia. Nu putem ajunge la ea decât cu vaporul, iar călătoria pe mare durează 13 ore plecând din Atena. Patmos este pe hartă o insulă micuță, dar în realitate, prin importanța sa spirituală, este o mare insulă greacă și de aceea am dorit să o explorăm. Am plecat spre ea ca într-un pelerinaj, fiindcă aici a trăit Sfântul Ioan și tot aici el a scris Evanghelia și Apocalipsa. Primul lucru pe care îl vezi apropiindu-te de insulă sunt casele de un alb imaculat, alb a cărui strălucire este accentuată de albastrul mării și al cerului. Unele sătuce sunt situate la malul mării, altele, cum este Cora, cu mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistul și Grota Apocalipsei, se află situate pe coline. În jurul acestei grote, în care a trăit Sfântul Ioan, s-au construit de-a lungul secolelor numeroase clădiri ce formează astăzi mănăstirea Bazilica Sfântului Ioan Teologul, ridicată pe ruinele unui templu al lui Artemis, interesant, o capelă dedicată Sfântului Hristodoulos, fondatorul mănăstirii din secolul al XIII-lea și alte biserici, capele, chilii, monahale, refectorii și o bibliotecă. În fine, este un complex impresionant pe care îl zărim din orice loc de pe insulă. Este înconjurat de ziduri de fortificație datând din secolul al XVII-lea, fiindcă în acea epocă era necesar să te protejezi împotriva atacurilor frecvente ale piraților. Am avut acces la unica intrare în mănăstire după ce am urcat câteva trepte săpate în stâncă. Am traversat coridoare, curți interioare, grădini înflorite, mărginite de chilii și de capele, iar după ce am coborât 30 de trepte săpate și ele în stâncă, trecând prin fața altor capele, am reușit în final să pătrundem în capela Sfintei Ana, care comunică cu Grota Apocalipsei. Această capelă este primul edificiu construit, dându-i acestui nume, Hristodoulos, a dorit înainte de toate să-i aducă un omagiu Sfintei Ana, mama Mariei, mama lui Iisus, dar și mama împăratului Bizanțului, care se numea tot Ana. Cât despre Grota Apocalipsei, vă pot spune că nu este nici mare, în ea pot intra înghesuite câteva persoane, nici înaltă, are aproximativ 2 metri. Ni s-a arătat o scobitură în zid unde, conform legendei, Sfântul Ioan își sprijinea capul, iar deasupra acestei scobituri se află o cruce gravată chiar de el în stâncă. Ni s-a mai arătat o adâncitură în care se sprijinea când dorea să se ridice, pentru că el era deja foarte bătrân. Într-o porțiune a zidului, care este foarte dreaptă și netedă, distingem un fel de pupitru, care se spune că aparținea discipolului său Prochorus, și unde acesta scria Evanghelia ce era dictată. Sub bolta grotei observăm o fantă triplă, provocată de un fulger. În momentul în care s-a făcut auzită vocea Apocalipsei, iar această fantă triplă este considerată ca un simbol al Trinității. Grota este ornată cu obiecte sacre, cu icoane în fața cărora ard lămpi și unde putem citi mai multe inscripții în limba greacă. Ca de exemplu, la început era cuvântul sau aici la Patmos lucrurile s-au desfășurat, adică s-au revelat, sau acesta este un loc extraordinar. Preotul care ne-a însoțit în vizita noastră ne-a arătat peste tot mari bogății, manuscrise extraordinar ilustrate, relicve, icoane, obiecte sfinte. Iar când ne-a povestit viața Sfântului Ioan, după mărturia celor câțiva discipoli pe care acesta i-a format aici la Patmos, a intrat într-o asemenea stare de inspirație, de exaltare, încât nici el nu-și putea explica ce i s-a întâmplat. El strălucea.
Am vizitat această grotă de două ori pentru a medita, pentru a întâlni spiritul Sfântului Ioan. Liniștea este cu adevărat extraordinară. De 2000 de ani, contrar numeroaselor prezențe care au trecut prin acele locuri, urmele fluidice ale Sfântului Ioan Evanghelistul s-au păstrat. Am simțit multe lucruri. Este un loc cu adevărat sacru, pur, divin. Vă doresc tuturor să reușiți într-o zi să vizitați această grotă. Din acest motiv aș și citit acest capitol ca să vă îndemn la această călătorie spirituală, măcar cu gândul, dacă nu cu fapta. Continui. Chiar Sfântul Ioan este cel care ne spune, încă de la începutul Apocalipsei, de ce se afla în Patmos. Eu, Ioan, fratele vostru, și împreună cu voi părtași la suferința și împărăția și la răbdarea în Isus, fostam în insula ce se cheamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Isus. Am încheiat citatul. Sub domnia lui Domitian, în momentul persecuției creștinilor, să nu uitați că au fost persecutați și că vor mai fi în aceste vremuri. Închei paranteza mea. Da? În momentul persecuției creștinilor, Sfântul Ioan, care se afla la Efes, a fost trimis în captivitate la Patmos. A fost îmbarcat, înlănțuit împreună cu discipolul său, Prochoros. Tradiția spune că în timpul traversării a izbucnit o furtună violentă. Marinarii au luptat contra valurilor, încercând să orienteze corabia. Dintr-o dată, un tânăr soldat din echipaj a căzut în mare. Pasagerii erau îngroziți, iar tatăl băiatului, disperat, a încercat să se arunce în apă, să-și urmeze fiul mort. Cu multă greutate, au reușit să-l oprească. În mijlocul acestei tulburări, singur, Sfântul Ioan rămase liniștit, părând chiar mulțumit. El a fost întrebat, moartea tânărului nu te-a impresionat deloc? Nu vrei să faci nimic ca să ne ajuți? De ce nu vă rugați divinităților voastre să vă ajute? Spuse el. Ele vă pot salva. O făcusem deja de multe ore, dar fără niciun rezultat. Atunci, Sfântul Ioan început să se roage. Și după câteva minute, băiatul reapăru viu din valurile mării, fiind astfel salvat. Toți au rămas uimiți. L-au înconjurat pe Sfântul Ioan pentru a-i mulțumi și pentru a-i cere iertare că l-au înlănțuit. L-au eliberat și au început să-l privească cu mult respect. Ajuns la Patmos, el a fost găzduit în familia unui om numit Miron. Aici, el a salvat mai întâi copiii acelei familii de spiritele rele care îi acaparaseră, iar acum el făcea bine peste tot în jurul lui. Reputația sa a devenit din ce în ce mai mare și tot mai mulți oameni veneau la casa lui Miron pentru a-l consulta. El a început astfel să le vorbească despre Isus, cine este, ceea ce a văzut și a auzit alături de acesta. Mulți au fost cei care s-au convertit în casa lui Miron, acesta devenind primul loc de întâlnire al creștinilor. În Patmos se afla însă și un sanctuar al lui Apollo. Fiți atenți la poveste. Ai cărui preoți erau furioși văzând influența lui Ioan asupra populației, fiindcă templul lor rămăsese gol. Șeful acestor preoți era Kinops, un foarte periculos magician negru. Și el a hotărât împreună cu ceilalți să scape de Sfântul Ioan. Kinops îi trimise un demon foarte puternic pentru a-l ataca, dar Sfântul Ioan luptă și reuși să-l învingă. Kinops îi trimise atunci un al doilea demon, mult mai puternic, și un al treilea pentru a fi sigur de victorie. Dar și așa, tot, Sfântul Ioan ieși învingător. Atunci Kinops hotărâ să-l înfrunte el însuși. El părăsi templul și merse să-l întâlnească pe Sfântul Ioan, care tocmai atunci predica mulțimii.
El îl întrerupse, adresându-se unora din mulțime. Hei, tu! Unde-ți este tatăl? Îl întrebă pe un băiețel. A murit înecat. Și ție, unde-ți este fiul? S-a sinucis aruncându-se în apă. Și alții au dat aceleași răspunsuri, fiecare având pe cineva mor prin înec, accidental sau voit. Atunci Kinops se întoarse spre Sfântul Ioan, fiți atenți, provocându-l, evident, cerându-i să-i aducă înapoi pe toți cei care au murit înecați. La această cerere, Ioan spuse că menirea lui nu este de a învia morții, ci de a predica Evanghelia lui Isus. Mândru că și-a dovedit superioritatea, Kinops pronunță câteva formule magice, făcând să iasă din mare toate divinitățile persoanelor moarte. Cei care asistau, evident, acaparase toate aceste trucuri vrăjitorești, au crezut din nou în puterea lui Kinops. Și împinși de aceștia, l-au atacat pe Sfântul Ioan, lovindu-l până când acesta a căzut grav rănit. Dar, în mijlocul nopții, discipolul său, Prochoros, s-a apropiat. Își auzi maestrul chemându-l. Prochoros, spune-i lui Miron că trăiesc și voi reveni. Totul va fi bine. Când Miron a auzit vestea cea bună, s-a mirat și a fost foarte bucuros. După un timp, nu e mult, puteți să mai așteptați. După un timp, Ioan a continuat războiul cu Kinops și a urmat o nouă poveste la fel de lungă. Într-o zi, o mulțime numeroasă îl aduse pe Sfântul Ioan pe plaja pe care Kinops tocmai își începuse ce, fiți atenți, practicele magice pentru a mai demonstra încă o dată că el este cel mai puternic. Sfântul Ioan spuse o rugăciune și când Kinops se aruncă în apă pentru a aduce divinitățile, în loc să revină ca de fiecare dată, a dispărut. Mulți l-au așteptat degeaba timp de 3 zile, dar atitudinea și cuvintele Sfântului Ioan i-au convins în final să urmeze și să accepte învățătura lui Hristos și să se întoarcă la casele lor. În zilele noastre ni se arată o piatră formată din 3 bucăți. Se spune că este vorba despre capul, corpul și membrele pietrificate ale vrăjitorului Kinops. În fine, câțiva ani mai târziu, împăratul Domitian a murit asasinat și în locul lui a venit Nerva, care a fost mult mai indulgent în privința creștinilor. Sub domnia sa, persecuțiile au încetat și Sfântul Ioan a primit permisiunea de a părăsi insula Patmos, unde a fost exilat, putându-se întoarce la Efes. Da, dar acum populația din Patmos se atașase prea mult de el. El fusese cel care luminase, ajutase și vindecase mulți oameni, iar aceștia nu mai doreau să-l lase să plece. O să fac o mică paranteză. Chiar dacă noi uneori suntem exilați într-o situație neplăcută, trebuie să ne înțelegem misiunea, de ce suntem acolo, ce avem de luminat, pe cine avem de luminat. Bine, mai înainte de toate, pe noi înșine. Închid paranteza. Deci, populația din Patmos îl dorea pentru el. L-au rugat, l-au implorat. Dar trebuie să plec, spuse Sfântul Ioan, pentru că și alți frați și surori așteaptă cuvântul adevărat. Cu toate acestea, ei au continuat să-l roage, dar Sfântul Ioan nu a cedat. Văzând că rugămințele lor sunt zadarnice, oamenii le-au rugat să le scrie ceva înainte de plecare. Ceva care să rămână ca o mărturie a cuvântului adevărat pe care l-a adus cu el. Ei, Sfântul Ioan a acceptat această rugăminte și iată, în felul ăsta a apărut Evanghelia lui Ioan, care începe cu, la început, era cuvântul. Apoi el a scris Apocalipsa. Când a terminat de scris, locuitorii insulei au înțeles că li s-a dat tot ceea ce le era necesar și l-au lăsat să plece. Se spune că atunci când și-a simțit sfârșitul aproape, Sfântul Ioan l-a cerut câtorva discipoli să
îi sape o groapă. El a intrat în acea groapă, apoi i-a rugat să îl acopere cu pământ până la piept și să revină a doua zi. Când au revenit, l-au găsit în viață. Acum acoperiți-mă cu pământ până la umeri și reveniți mâine. A doua zi el încă trăia. Ei mai adaugară puțin pământ, dar în ziua următoare când au venit, nu l-au mai găsit. Evident, este vorba despre o legendă. Există numeroase mărturii și povestiri, mai mult sau mai puțin legendare, privindu-l pe Sfântul Ioan, toate spuse de către discipolii săi și pe care le putem găsi în anumite biblioteci din Grecia. M-ar interesa mult și pe mine să cunosc unele amănunte. Încă de la începutul bisericii, o tradiție inspirată de învățământul Sfântului Ioan s-a menținut la Patmos. De aceea, în secolul al XVIII-lea, aici s-a construit o școală aproape de mănăstire. Această școală, numită Patmias, a dat numeroși preoți, teologi, gânditori și astfel creștinismul a fost îmbogățit de personaje cu adevărat remarcabile. Patmos este un loc cu adevărat minunat. Și de aceea mi-aș dori ca fraternitatea noastră din Grecia să aibă aici un teren pentru a putea veni să ne reculegem uneori. O să închid acum înregistrarea. Ideea este că se pare că acest loc merită vizitat. O să continui lectura în următoarele înregistrări și sper să vă acapareze și pe voi așa cum a acaparat și pe mine. O zi bună, dragoste, pace și creștere spirituală. La revedere!